Mehedințul este fruncea și cu asta ne mândrim și bătălia este mare pentru podiumul care este completat de Vaslui și Telorman, județe de mare perspectivă asemenea Mehedințului. Astfel, odată cu creșterea șomajului la nivel național, nici Mehedințul nu se putea dezice de politica de partid și de stat. În primul trimestru al anului 2015, în perioada ianuarie-martie a acestui an, în urma serviciilor pe care salariații Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Mehedinț le-au oferit în mod gratuit atât șomerilor cât și angajatorilor din județul nostru, s-a reușit încadrarea în muncă în un număr total de 1416 șomeri, din care 606 femei. Am făcut o analiză a acestor angajări pe diverse criterii. Vă putem spune că, de exemplu, 987 de șomeri și-au găsit un loc de muncă, șomeri care domiciliază în mediul urban, iar 429 în mediul rural. De asemenea, pe grupe de vârstă, 284 de șomeri cu vârsta până în 25 de ani, 376 în intervalul 25-35, 371 în intervalul 35-45 și 385 de șomeri cu vârsta peste 45 de ani. Din aceștia, 107 șomeri aveau vârsta și peste 55 de ani. De asemenea, în funcție de studiile șomerilor angajați, 68 de șomeri au studii primare, 370 studii gimnaziale, 123 profesionale, 726 studii liceale, 27 studii post-liceale și 102 șomeri cu studii superioare. De asemenea, o altă clasificare, 1103 șomeri au fost șomeri neindemnizați și 313 șomeri indemnizați, șomeri care beneficiau de șomaj din partea noastră. De asemenea, din acest total de 1460 persoane angajate, vă putem spune că în această perioadă, ianuarie-martie, 43 de șomeri au fost șomeri de lungă durată. Șomeri de lungă durată însemnând persoane care sunt înregistrate în evidențele noastre de o perioadă mai lungă de timp și totodată și 4 cetățeni de etnie romă și-au găsit un loc de muncă în trimestrul 1 din anul 2015. De asemenea, în funcție de principale măsuri active pe care noi le-am realizat în această perioadă de care vorbim, cei mai mulți șomeri, respectiv 1228 de persoane, și-au găsit un loc de muncă prin activitatea de mediere, deci practic prin punerea în legătură directă față în față a șomerilor cu angajatorii care au comunicat locuri de muncă vacante, iar diferența de 188 sunt persoane care și-au găsit un loc de muncă ca urmare a participării la alte măsuri active și aici vorbim de șomerii care au absolvit cursuri de formare profesională, au participat la activități de informare și consiliere sau ca urmare a stimulării mobilității forței de muncă.